Salut, fetelor! Astăzi revin cu favoritele lunii martie, iar luna aceasta vă voi dezamăgi foarte puțin pentru faptul că nu am foarte multe produse, dar am câteva, așa că vi le voi prezenta. Skincare! Am două demachiante. Primul este apa micelară de la L'Oreal pentru ten sensibil. V-am prezentat-o în clipul cu shopping și vedeți că am consumat ceva din ea și este foarte bună, foarte comparabilă cu Bioderma, mult mai ieftină. Demachiază foarte bine, inclusiv mascara waterproof, nu mă ustură ochii, nu am avut nicio problemă cu ea și o folosesc în fiecare seară să-mi demachiez ochii și câteodată și tenul. Și cam atât ar fi de spus. Apoi am șervețelele demachiante de la Hydra Science pentru ten normal și mixt. Sunt minunate, le ador, efectiv, numai cu ele m-am demachiat în fiecare seară. Demachiază foarte bine, sunt destul de umede. De obicei am o problemă cu șervețele demachiante, majoritatea sunt uscate. Acestea sunt foarte umede, nu mă ustură tenul, nu mi-l irită nimic. Și sunt cele mai fine șervețele pe care le-am încercat până acum. În continuare, ador fondul de ten mineral de la Sephora. Este cel mai ușor de folosit, cel mai natural, acoperire mică spre medie, mai mult medie și foarte potrivit pentru tenul meu gras. Apoi am două rujuri. Primul este acesta de la Rimmel și este nuanța 020 Shake Up Pink. Sinceră să fiu, nu știu sigur dacă se mai găsește nuanța asta în gama Rimmel. Sper să se găsească pentru că este un roz foarte drăguț pentru primăvară. Trebuie să-l căutați, nu sunt sigură. Dar îl folosesc foarte simplu pe buze și cu puțin gloss deasupra și... Apoi am rujul meu nude preferat din ultimul timp și este acesta de la L'Oreal, se numește J.Lo's Nude și este nudul perfect pentru buzele mele. Nici prea alb, s-a topit rujul. Cum ziceam, nici prea alb, nici prea roz, este perfect pentru nuanța pielii mele. Acum depinde de tenul fiecăruia pentru a găsi nude-ul perfect, dar dacă sunteți cam aceeași culoare ca mine, acesta sigur vi se va potrivi. Am și o ojă preferată pentru luna aceasta, n-am mai avut o ojă preferată de foarte mult timp și luna aceasta am purtat numai și numai I'll Take the Cake de la OPI. Este un nude transparent cu un fel de sclipici, mai mult este un fel de, cum să zic, are așa o strălucire mai mult, nu pot să zic că este sclipici înăuntru, dar foarte natural și foarte drăguț, ușor lăptos. Pentru păr avem uleiul extraordinar de la L'Oreal, foarte bun, hidratează părul, nu mi se mai electrizează după ce îl coafez și îmi place, chiar îmi place. Și nu mi se pare că mi îngrașă părul, ceea ce e foarte important. Și ultimele două produse sunt tot pentru păr și sunt din gama Macadamia Natural Oil. Mi-am luat șamponul și masca, șamponul nu are sulfați, tocmai de asta l-am luat. Și se potrivească cu masca, eram foarte curioasă să o încerc. Este o mască foarte bună, îmi place. Îmi lasă părul foarte moale și, cum să zic, reparat, să zicem. Iar șamponul este unul lejer, nu încarcă părul, îl curăță blând. Cam asta. A, și nu are nici parabeni și este bun și pentru păr vopsit. Care random favorites pentru luna martie ar fi faptul că m-am ținut de programul meu de a posta în fiecare marți și vineri. Sunt foarte fericită. Ce-ar mai fi? Și YouTube în general, cred. Nu știu, sunt fericită că lucrez 24, dar mă rog, să zicem, full time pentru YouTube. Chiar sunt foarte fericită. Și ce-ar mai fi? Random favorites. Nu cred că mai am random favorites luna aceasta. Cam atât. YouTube, în general legat de YouTube. Și astea au fost favoritele lunii martie. Sper că v-au plăcut. Puține, rapide, dar scurt și la obiect. Și desigur, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să-mi puneți întrebări pe Ask FM. Și desigur, ne vedem vineri cu un nou clip. Pa, pa!